Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialog Social. Astăzi am revenit în comuna Polovrad și vom realiza un interviu cu domnul primar Gheorghe Epure. Bună ziua și bine v-am găsit, domnule primar! Bun venit în Polovrad. De fiecare dată polovrăgenii sunt cu brațele deschise pentru tot musafirul ce calcă pragul caselor. Vă mulțumim pentru invitație, domnule primar. Am vrea să vorbim puțin despre ce ați mai făcut în ultima perioadă, de când nu ne-am mai văzut. În ultima perioadă suntem în plină derulare cu licitațiile vis-a-vis de toate proiectele pentru care am semnat contracte de finanțare pe Programul Național de Dezvoltare Rurală, finanțare europeană. Aș vrea să trec în revistă aceste proiecte tocmai pentru a lăsa după aceea firul să se deruleze singur cu ajutorul Dumnezeu și al nostru, bineînțeles. Avem plină desfășurare a lucrărilor, investiția grădiniță cu program prelungit în centrul comunei Polovrad. Se lucrează la curățirea tencurilor de pe pereți și la pardoseli, după care se va înlocui învelitoarea și toate lucrurile necesare și cu recompartimentare interioară, plus o amenajare a unei parcări în vecinătatea grădiniței. Câți bani ați obținut pentru această investiție? Investiția are 540.000 de euro, valoare eligibilă, valoare totală, valoare eligibilă este de 485.000 de euro. Deci este măsura 7-2 pe PNDR. Dar copiii unde sunt în momentul de față? Copiii în momentul de față sunt în două săli de la Căminul Cultural, o sală de repetiții și o sală de lectură. Și zic, condițiile sunt foarte bune, dar sperăm că până în toamnă să această investiție să fie gata. Acum să trec în revistă celelalte lucrări pe PNDR. Suntem în stadiul de proiect tehnic la apă și canal, apă în cătunul Rudar și canalizare în sudul Polovragilor și în satul Racovița. Valoarea totală a proiectului este de 2.200.000 de euro. Este unul dintre proiectele de anvergură și care cu siguranță va mai solicita, va trebui să solicite alte fonduri aleatorii pentru extinderii marginale. Urmează ca după recepția proiectului tehnic să procedăm la licitația de lucrări și sperăm că până în toamnă să demarăm aceste lucrări. Investiția în cât timp ar trebui să fie gata? Investiția este, graficul de execuție este întins pe 3 ani de zile, dar sperăm să ne mișcăm mult mai ușor, mult mai repede. Apă și canal în același proiect? Apă și canal în același proiect. Este un proiect integrat. Deci apă este un proiect, canalul un proiect, dar este un proiect integrat depus pe măsura și obținută finanțare pe măsura 7.2 din PNDR. Sunt mulți cetățeni care vor beneficia de această investiție? Da, de apă cu siguranță întreaga comunitate de pe Valea Verde, comunitatea de Rudari, iar canalizare jumătatea de sud a satului Polovra și 3/4 din satul Racovița. Deci este destul de promițător acest proiect și va aduce plus valoare și confort cetățenilor localității Polovraci. Un alt proiect pe PNDR, măsura 7.2, tot în stadiu de proiect tehnic, urmează să se facă recepția acestui proiect și să, la fel, să procedăm la licitația lucrărilor, este modernizarea a aproape 8 km de drumuri interioare în comuna Polovraci. Sunt două drumuri lungi în satul Racovița la Biserica Veche, pe Jarostea. În Polovraj este unul care face legătura cu drumul național jos la drumul național și drumul comunal spre Rogoveanu. Este un altul care face legătura cu satul Milostea de la Saivan, cum spunem noi, până la Milostea, de 2 km lungime. Un alt drum este cel care merge pe lângă postul de poliție până la Obreja, un altul mai sus pe linia lui Duran, o extindere de asfalt în zona Ciucă spre Coasta Mare și pe DS10 până la Văcăroiu Sabin. Sunt linii care
intervenții pe drumuri care necesitau aceste lucrări și mai ales că sunt și drumuri, multe din ele sunt drumuri în pantă și cu siguranță vor aduce ulterior multe economii la bugetul local, pentru că toate drumurile în pantă este știută, atunci când sunt averse mari de ploi, sunt întotdeauna spălate și curățite de piatră care este drept infrastructură de transport acolo. Așa este. Ar trebui să mai explicăm o dată care este motivul pentru care ați ales aceste șosele și nu altele, pentru că știm că au fost discuții de-a lungul vremii. Aceste șosele au fost alese pentru a putea să obținem punctajul de calificare. Trebuia să fie un drum care să facă legătură cu o altă localitate, în speță Săiele Milostea. Un drum care să ducă spre un agent economic, cel de la postul de poliție spre Obreja, unde este cel mai mare agent din zonă, SCK Lexin. Un alt drumuri care să facă legătura cu izlazul comunal, drumuri care să facă legătura cu biserica și cimitirul. Am uitat să spun că este și drumul de jur împrejurul cimitirului, totul va fi asfaltat. Toate ne-au adus punctaj de calificare. Altfel, dacă puneam aleatoriu alte drumuri, cu totul alte drumuri, nu reușeam să obținem punctaj de calificare și atunci era în zadar truda noastră de scriere a studiului de fezabilitate. Am înțeles. În acest caz, despre câți bani ar fi vorba și care sunt termenele de execuție? 1.200.000 de euro, la fel ne putem întinde pe 3 ani de zile, dar am în vedere și execuția PT-ului și precum și execuția lucrărilor, cu toate perioadele procedurale de desfășurare a acestor atribuții. Să sperăm că nu vor fi contestații, că aici se intervin blocajele de obicei. Este salutară și intervenția Guvernului și a Parlamentului în sensul ăsta, pentru că au fost sesizați de nenumărate ori din teritoriu, pentru că sunt într-adevăr foarte multe firme care intervin numai din dorința de a bloca anumite desfășurări de licitații. Mai aveți și alte investiții pe port? Sau Da, lucrăm pe... Se va lansa acum un apel de selecție pe Galparâng, unde noi suntem cu studiul de fezabilitate pregătit pentru construcția unui centru de fructe. Avem în vedere procesarea căpșunilor, a merilor, perelor, a afinelor, a zmeurei. Acest centru va avea două camere frigorifice și două linii de procesare, precum și o linie de uscare. Vom găsi, intenționăm să găsim o firmă sau o asociație care să se ocupe de marketing, pentru că probabil dacă societatea care este creată la nivelul Comunei Polovraci, acționar unic fiind Consiliul Local, își va lua ca și atribut pe lângă apă, canal și dezvoltarea acestui serviciu este foarte bine, dar dacă vom vedea că depășește puterile noastre de implicare, și cred că le va depăși, vom găsi o firmă care să se ocupe de cel puțin de marketingul produselor finite obținute în acest centru de procesare. Și încă este o investiție mult așteptată de oamenii de la dumneavoastră din localitate. Cred că spuneți că va fi realizat în centrul comunei, în spatele bisericii. Da, este în spatele bisericii Sfântul Dumitru. Circa 1900 de metri vor fi afectați pentru această investiție și zic că, cu ajutorul lui Dumnezeu, va fi o investiție durabilă. Durabilă în sensul că va oferi locuri de muncă, în sensul că respectăm condiții de mediu, în sensul că dăm o oarece liniște tuturor lucrătorilor agricoli, întrucât nu vor mai fi condiționați la prețuri de către intermediarii acestor produse. Și aici cum va fi? Cum ați gândit? Vor duce oamenii fructele acolo? Cine va stabili prețurile? Se pot și depozita, dar în același timp oamenii vom găsi o soluție să negociăm un preț de piață și de achiziție de comun acord cu oamenii și astfel încât să ne acoperim cheltuielile de personal, cheltuielile de funcționare, bineînțeles. Cred că va fi undeva. Dacă se poate înregistra un profit, este foarte bine, dar dacă nu, să fim la limită, să putem să supraviețuim. Vorbea și de procesare. Practic, ce se va putea face aici? Avem în vedere compoturi, obținerea de compoturi, obținerea de dulcețuri, precum și de siropuri. În același timp, vreau să vă spun că am încheiat un parteneriat și urmează să implementăm un proiect complementar acestuia.
pentru obținerea vinului din mere. Și e un proiect ambițios, spațiul este suficient pentru a ne desfășura activitățile, dar acolo vom veni în parteneria cu persoane fizice, pentru că asemenea proiecte nu sunt susținute de către, nu sunt finanțate către OAT-uri, ci doar către persoane fizice și juridice, dar nu OAT-uri. Adică veți produce vin de mere? Da, avem în vedere, pentru că sunt foarte multe mere la nivelul localității Polovragi. Pot da mai multe exemple. Sunt cetățeni care au 50-60 de ari, chiar și 100 de ari de meri. Dar cel mai bun exemplu este domnul Bădescu, fost decan la Facultatea de Agronomie din Craiova, care are o plantație destul de însemnată și care cu anul acesta intră masiv pe rod. Deci furnizori de materie primă vom avea. Dar de unde e ideea? Dumneavoastră ați venit cu ideea? Cetățenii au venit cu ideea? Să știți că ideile le culegem la tot pasul. Adică nu îmi vin ideile mie, ideile ne vin tuturor. Am fost întotdeauna deschis la... Eu arunc întrebări. Aruncând întrebări pentru că așa mă zidesc și eu. Și aruncând întrebări primești răspunsuri și oamenii devin sinceri, devin deschiși și există comunicare. Atunci când am comunicat puțin, am suferit și eu, pentru că din dorința de a face mult, alegi mult și nu mai ai timp de comunicare. Comunicarea necesită timp, alocare de timp și de rezerve, de rezerve de ascultare. Și răbdare. Iar faptul că timpul mi-a fost limitat așa mult din dorința, am zis dorința de a obține cât mai multe fonduri, undeva m-a făcut să fiu mai închis și mai puțin deschis la comunicări. Am revizuit, am fost tras de mânică și e bine când sunt... Da, este un lucru bun, să știți, pentru că nu, părerea mea este că Dumnezeu a lăsat oamenii să stea în comunități tocmai pentru a se șlefui reciproc. Și acest vin de mere ar urma să fie realizat acolo la centrul de fructe? Da, asta este ideea, să-l realizăm la centrul de fructe prin acel proiect complementar. Spuneați că ați făcut studiul de fezabilitate, ce urmează și câți bani ați putea obține pentru această investiție? Pentru această investiție ne sunt necesari, era mult mai mulți necesari, dar am mers pe dotare minimă și am ținut cont de posibilitățile noastre de finanțare, de cofinanțare. Proiectul are o valoare de 380.000 de euro. Dar jumătate din banii am avut înțelegere la nivelul Consiliului Județean și le mulțumesc pe această cale tuturor Consiliilor Județeni, dar și conducerii Consiliului Județean, și urmează să ne mai sprijine cu restul de bani pentru a putea să ducem la bun sfârșit acest proiect. Deci în luna, la finele acestei luni se va lansa, dacă nu cel târziu în iunie, se va lansa pe galparâng această măsură și va fi sesiunea în dezbatere și va fi după aceea depunerea de proiecte. Probabil de anul viitor posibil să folosească acest centru. De anul viitor, centru cu siguranță va fi folosit, cu ajutorul Dumnezeu. Le-ați dat vestea? Cum au primit-o? Oamenii așteaptă mai întâi să vadă lucrările. Vestea le-am dat-o de mult. Dar încă e acea așteptare, pentru că s-au înțeles aceste proceduri de atribuire, de licitație, sunt greoaie în timp. Consumă foarte mult timp și odată cu trecerea în timp apare de multe ori poate și neîncredere. Se pun întrebări, dar de ce? Nu, este greu de conceput că sunt atât de grele procedurile și ne este nouă foarte greu. Ne este nouă foarte greu pentru că din dorința asta de a construi și de a face și de a ajunge la un rezultat, ți se pare că practic bați pasul pe loc. Se pare că vor interveni mult mai drastic acum în ușurarea acestor, în facilitarea acestor proceduri. Un alt
O altă investiție la care vă gândeați dumneavoastră era cea de înființare a unui târg auto săptămânal. Care mai este situația? O să revin imediat la întrebarea noastră. Trebuie să vă mai spun că am semnat iarăși contract și pentru dotarea Căminului Cultural pe măsura 7-6 din PNDR. Căminul Cultural și Ansamblul Folcloric e la 300.000 de euro valoarea proiectului. Căminul va fi mobilat în întregime, pentru că nu avem mobilier în cămin, doar infrastructura este realizată, dar vom veni cu dotare de aparatură electronică, de mobilier, de costume, de instrumente muzicale, de mobilier și la sala de festivități. Deci va fi o investiție foarte serioasă și va aduce la fel o recunoaștere a potențialului atât cultural cât și de organizare a evenimentelor de către Comuna Polovraci. Și la fel avem în evaluare un proiect pentru care se va publica raportul de selecție, spălăm în 30-40 de zile. Biserica veche, Biserica Monument Sfântul Nicolae din Polovraci, Biserica din Lemn, este sub 300.000 de euro valoarea totală a proiectului. Se vor face lucrări de consolidare a acestei biserici. Pardoseala va fi construită din cărămidă și încălzită cu un agent termic, dar pe sub cărămidă, prin pardoseală. Și punerea în funcțiunea ei așa cum era acum 100 de ani. Este datată 1806, o biserică care are multe de spus despre istoria satului Polovraci. Era nevoie de această mare investiție? Era nevoie și vă spun sincer, a fost salutară intervenția fostului preot paroh și a enoriașilor atunci când până să fie clasificată monument, era în perioada când trebuia să se clasifice ca și monument, dar a fost salutară că în condițiile în care nu interveneau la acoperiș, practic nu mai vorbeam astăzi despre monument istoric. Și spuneai și de Căminul Cultural, acolo care este situația? De ce a fost nevoie de o investiție? Căminul Cultural, lucrările de reparație a clădirii în sine au fost suportate prin buget local. A fost un efort pentru buget, dar a ieșit o lucrare pe măsură, a ieșit o lucrare bună. În schimb, nu au mai fost bani pentru dotări. Deci în cămin nu există niciun fel de mobilier și la ansamblu la fel. Ansamblul a mai avut un proiect în urmă cu 15 ani de zile, prin care am dotat cu 10 costume și câteva piese, dar lucruri chiar neînsemnat. De data aceasta am vrut să venim să fie mai consistentă intervenția în partea culturală, dar și în partea de desfășurare a tuturor ocaziilor festive. Acum, vreau să vă spun că depunem un proiect pe POR, Programul Operațional Regional. Mai avem de intervenit asupra unui grup școlar, unei clădiri școlare aici la Polovraci din centru, unde funcționa laboratorul de chimie, așa cum știe toată lumea. Și vom construi alături o bază sportivă multifuncțională cu două terenuri, un teren de tenis de câmp, un teren de basket, handball, volei. De asemenea, va fi amenajată prin pavare parcarea din curtea școlii și alea de acces de la grădiniță până la zona pe DC20 de la respectiv spre Cristi Petricu. La fel avem în vedere, după ce comuna va obține titlul de localitate turistică de interes local, să depunem proiect integrat pentru amenajarea pâraielor, cursurilor de apă permanente și nepermanente care brăzdează comuna, dar și amenajarea de trasee turistice și de alee pietonale de-a lungul drumului județean și comunal, tocmai pentru a facilita accesul turiștilor și la fel avem în vedere piste de biciclete de jur împrejurul localității Polovraci, pe drumurile
comunale sătești sau de exploatație agricolă, special pentru a facilita o mai bună cunoaștere a localității. În același timp așteptăm, pentru că avem un proiect depus pe măsura 4.3 din PNDR, care are 100 de puncte, a fost pe poziția 4 sau 5 după epuizarea fondurilor. Acum pe relocare, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu siguranță vom prinde bani și pentru aceste drumuri. Sunt drumuri de exploatație agricolă. Se va asfalta drumul pe Olteț spre comuna Limpești, drumul pe Subrui și drumul spre Moiaga, unde va fi amplasată și stația de epurare. În mare, astea sunt proiectele noastre. Vreau să vă spun acum că intenționăm să demarăm acest târg de mașini, dar după obținerea târgului de mașini de care vorbeați mai înainte și pentru care am făcut un anunț, după obținerea avizului ISU de funcționare, pentru că noi în ultimul an de zile ne-am ocupat de obținerea de configurarea unui scenariu ISU pentru funcționarea târgului săptămânal, târgului anual, târgului de animale și târgului auto. Este un proiect ambițios și conlucrăm la el. Am introdus deja 2 hidranți, urmează să-l introducem pe cel de-al treilea, pichete PSI care vor fi instalate în incinta vetrei târgului. Și după care urmă să obținem o finanțare pentru împrejmuirea acestui teren care este destinat activităților comerciale, tot pe proiect prin POR. Este un proiect care va fi depus până în luna august și are în vedere și partea de infrastructură culturală comercială. Deci târgul va fi îngrădit cu un gard tipic de reprezentativ al localității, un gard rustic. 3 porți de acces vor fi la fel sluptate și urmează ca 2 porți să rămână în condițiile în care sunt și astăzi, tocmai pentru a facilita accesul utilajelor mari și mă refer la tiribombe și la macarale. Dar pentru celelalte utilaje de dimensiuni mici, deci fără gabarit depășit, vom avea posibilitatea să aibă acces pe porțile, pe toate cele 5 porți. Trebuie să spuneți și care este motivul pentru care ați decis să înființați un târg auto săptămânal? Păi simplu, și de sporirea veniturilor, dar și de sporire de promovare a localității. Pentru că un asemenea târg duce numele localității și nu îl duce numai în zonă, îl duce în regiune și poate să-l ducă și la nivel național. Deci tot ceea ce facem, cultural, educațional, turistic, sunt toate făcute pentru a promova numele localității Pălovrea și de a atrage afluență turistică, de a atrage bani, de a atrage cazare și nu numai o simplă un turist de tranzit, atrage un turist care să aducă o zi, două, trei de staționare, pentru că adevăratele surse de venit și de lăsare de bani sunt de la turismul de cazare. Așa este. Pentru că vorbeați mai devreme legat de dobândirea titulaturii de localitate turistică de interes local. Care mai este stadiul demersurilor? Așteptăm să se publice hotărârea de guvern. Sunt avizele luate, am avut în urmă cu o lună de zile vizita Ministerului Turismului. A fost și la noi și la Novaci și urmează acum să se publice acea hotărâre prin care vom dobândi și noi și Novaciul statutul de localități turistice de interes local. Este pragul, este ușa care se deschide nouă către finanțări generoase, atât pe programele operaționale regionale, dar și, cât și spre Bruxelles. Și cu ajutorul Dumnezeu vom atinge tot ce se poate atinge. Mai aveți o noutate pentru cetățenii localității? Este vorba de o înfrățire cu 2 localități din Moldova. Ne puteți spune mai multe și dacă ne puteți da curs și declarații de unire pe care ați adoptat-o? Am fost convocați la Parlamentul României în urmă cu 6 luni de zile și după ce am prezentat localitatea,
așa cum mă pricep eu să fac, pentru că mie îmi place să o prezint. Sunt fiul polvragilor și îmi place să mă laud cu asta. Dar nu o fac cu laud, o fac pentru că îmi pasă. Ne-au întins mâna mai multe localități din Republica Moldova și am semnat un parteneriat, de fapt un protocol inițial, după care am venit în ședință de Consiliu Local cu propunerile. După ce inițial luasem aviz de la Ministerul de Externe, ca să afacerile externe, tocmai pentru a putea să ducem la bun sfârșit această înfrățire. Este vorba de satul Pitușca, raionul Călăraș din Moldova, și satul Tătărăști din raionul Strășeni. Urmează să văd dacă vom putea să mergem cu soții de 3-4 sau toți consilierii locali și unul de doi colegi de la primărie, din aparatul de lucru, să ne întâlnim cu reprezentanții acestor localități și dorința mea ar fi să avem parteneri și participanți la Nedeia de Sfântul Ilie cu obiceiurile lor de dincolo, cu obiceiurile fraților noștri. Aș vrea să vă prezint declarația pe care consilierii locali și-au asumat-o, la fel ca și mine. În numele locuitorilor, din Comuna Polovragi, în puterea dreptului istoric, pe baza principiului autodeterminării, prin care popoarele au dreptul de a-și hotărâ soarta, și respectând datoria morală de a lupta pentru aceleași idealuri apărate cu prețul vieții de înaintașii noștri, Consiliul Local al Comunei Polovragi, județul Gorj, România, îmbrățișează dorința de unire simbolică a fraților de peste Prut cu România și susține o simbioză de unitate de neam și limbă cu aceștia. Ne exprimăm speranța că adevărul istoric va fi restabilit și că într-un viitor nu foarte îndepărtat ne vom regăsi așa cum am fost la momentul Marii Uniri. În anul centenarului dorim să reparăm nedreptatea germano-sovietică ce a smuls de la patria mamă pe cei ce sunt de o limbă și de un neam cu noi din Sora Basarabie. Noi, cei de azi, așteptăm clipa când nu vor mai exista granițe între toți cei de un neam, iar basarabenii vor fi alături de noi așa cum a fost și în trecut. Prin prezenta declarație de unire ne exprimăm bucuria de a sărbători împreună cu frații noștri români de pretutindeni centenarul Marii Uniri de la 1918 și adeziunea la valorile naționale și democratice ale spațiului cultural românesc. Și semnează Consiliul Local Polovragi. Foarte frumos. Același lucru l-au făcut și domnile lor acolo? Același lucru l-au făcut foarte multe consilii locale din România, precum și foarte multe consilii locale din Moldova. Mai aveți înfrățiri cu alte localități din străinătate? Da, avem înfrățire cu o localitate din Italia. Este drept că acolo am fost și în două deplasări cu ansamblu folcloric. Este vorba de o localitate din Calabria. Nu sunt zona de sud. Să știți că este, pentru noi a fost o experiență foarte frumoasă, pentru noi funcționari de la primărie, dar pentru membrii ansamblului folcloric, pentru că trebuie să vă spun că au mers adulții ansamblului folcloric și faptul că am putut vizita, prima deplasare a fost cu un autocar, cu escare în Ungaria, după aceea la Napoli, au fost spectacole în timp de 12 zile, 10 spectacole am dat și toate să dau întrebările 22-1-2 noaptea, pentru că ei de regulă noaptea stăteau pentru că ziua era foarte cald. În ciuda faptului că a fost solicitant programul, a fost foarte consumator de cultură și de cunoaștere de către noi. Am mers în Sicilia, după aceea am trecut prin Grecia, unde am vizitat și Meteora, am vizitat 3-4 orașe mai mari din Grecia, am venit pe Bulgaria. Zic că a fost o experiență frumoasă. Cea de-a doua deplasare a fost cu avionul. Nu ne-a dat posibilitatea de a vedea foarte multe, dar a fost mult mai relaxantă. Domnule primar, știu că ar fi multe de spus. Din păcate, emisiunea noastră a ajuns la final. Puteți să dați un mesaj pentru cetățenii? Pentru cetățeni, da. Să aibă încredere mai întâi în Dumnezeu și după aceea în noi, pentru că noi punem tot ce avem depus
eforturile noastre, capacitatea noastră fizică și intelectuală pentru binele comunității. Pentru asta am și luptat. Vă mulțumim pentru toate aceste informații și vom reveni pe la dumneavoastră. Doamne ajută să trăiți! Domnilor și domnilor, emisiunea Dialog Social a ajuns la final. Sunt Alina Popescu, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!